Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Coffin and Lele, unde unii dintre voi sunteți curioși și se întâmplă în continuare, iar alții știți deja și vreți să mă vedeți cum reacționez. Ei bine, nu m-am uitat foarte mult prin comentarii la episodul anterior pentru că am înțeles că unii dintre voi dau spoilere, dar uite-ne aici episodul numărul 2, o mică paranteză cu joculețul acesta, nu știu de ce, dar mi-au dat copyright pe episodul anterior cu muzica. Trebuia să șterg muzica din episod, am decis să o păstrez, am dat dispute la copyright, adică cei care dețin jocul, complicat când vine vorba de partea legală, dar până la urmă au scos copyright-ul, însă e așa o zonă mai gri, dar s-a rezolvat oarecum, nu în întregime, dar s-a rezolvat. Putem să jucăm în continuare, putem să folosim muzica în continuare și episodul acesta va avea din nou copyright, din nou trebuie să dau dispute, așa au ei sistemele automate, practic îmi afectează puțin revenue pe videoclip pentru că nu mai am cum să-l văd decât după 30 de zile după ce îl postez, e ciudățel, dar îmi place joculețul. Vreau măcar să-i mai dau un episod, să ajungem la episodul 2 și în funcție de susținerea de la episodul ăsta presupun că mai continuăm sau nu. Îmi place tare melodia din main screen de aici. Uite asta. E mișto, mișto. Hai să ne uităm. Ne-am jucat ora 24 și la ora 25 am salvat eu. Alrighty then. Jocul acesta e destul de dubios, adică nu prea îl recomand nimănui. E, nu știu, fata asta e cam ciudată, Lele, și e dubioasă, ceva e în regulă cu ea. Dacă nu ați văzut episodul anterior, ei bine o să las link în descriere, probabil o să uit, deci trebuie să-mi aduceți voi aminte. Dar premiza jocului, presupun că o țineți minte, deja este vorba despre Andrew și, am uitat cum o cheamă pe fată, Ashley parcă, Lele, Ashley, da? Ei au un virus în corp, au ceva pandemie și sunt blocați în apartament. Ghișce, n-au ce să mănânce, așa că se duc la vecinul lor și rezolvă de acolo. Și da, vecinul, mă rog, nu mai e vecinul. Și ăla care ne verifica pe noi să vadă dacă suntem bine sau nu, ei bine, l-au grumăzit și pe el. Până la urmă, ăștia reușesc să scape din apartament, prin apartamentul de lângă. Ok, și acum avem acces și la apartamentul nostru, care avea o lucă de lemn, o bucată de lemn care ne bloca ușa. Deci, nu mai zic minte ce trebuie să apăs ca să văd ce trebuie să fac, dar trebuia să scap de aici, aparent. Ok, hai să facem asta. Deci, am reușit să deblocăm apartamentul nostru. Parcă aveam o cheie, dacă zic corect. Am cheia de la 302 și 405. Deci, e 402, 403, cred că noi suntem 404 și la vecinul nostru e 405. Ok, ce se întâmplă la 401? Deci, aici era administratorul. Văd o cheie. Ashley. They got a little surveillance camera. Ci că au camere. Și ne apărăm pe camere? Nu, se pare că filmează etajul 2. Lasă-mă să verific. Mai este un gardian acolo. Și are armă, se pare. Nu au avut și ceilalți gardieni? N-avea și celălalt gardian o armă? Hai să-l împușcăm pe tip. Nu, a avut doar cheia de la camera cultistului. Și un walkie-talkie. Oftează. Ăștia se gândesc să împuște oameni, gen, what? Crezi că este un gardian pe fiecare etaj? Nu, cred că lucrează în grupuri. Ei se prefac că ne hrănesc pe noi. Cum o să trecem pe lângă el? Nu mă întrebam. E ok aici. Tipul A și B. Nu va primi provizii. Mâncare. Decât dacă e cineva important. Și nu. Femeia din 302... Chiar dacă este frumoasă, nu se pune ca și importantă. Nu mai întrebați. Opa. Vreau să vă știu pe vecina de la 302. Noodles mâncate. 302. Deci de-aia nu ne dădeau nouă mâncare, că aveam... Cred că se referă la tipul de sânge, A, B sau... Ia să vedem. O notiță pe ușă care scrie 2 ori A, 1 B. Înseamnă că sunt în apartament doi oameni cu tip A și 1 B. Uite un X aici. Fun fact, nici nu știu ce tip de sânge am eu. Deci am făcut analize. Note on the door reads 1XO. But it's crossed over. Că a murit persoana de acolo. Sau poate i-a dat provizii, de aia X-ul pus, că nu are AB. Scurez ce scria la noi pe ușă. Liftul nu funcționează, pentru că... Because of course it is. Da. Nu funcționează, stai puțin. Pentru că de ce ar funcționa? Mă, ce? Ieșirea. Go to third floor. La etajul 2 era ăla, paznicul. Ok. Deci aici e încuiat mereu. 301. Pe ușă scrie 1XA. Dar nu e... A, de e cu X.
Nu știu dacă X înseamnă că a murit sau X înseamnă că l-a hrănit. Deși scria că nu o să hrănească tipul A și B, poate e cineva important. Și ce mai important este codul RAF pe Energy Lab. Aveți reducere acolo dacă vă interesează. Niște G-Fuel, ceva energizant, dulce, chestie. Vecina de la 302. De ce are ușa deschisă? Și că e frumoasă, ia să o vedem. Doamna. Hei, hei, stai așa. Nu te apropie de mine, cine ești? A, tu ești vecina de deasupra? Ce faci aici? Și afară, zice ea. Ei bine, am găsit cheile și ne gândeam că... Vrei să ieși afară? Ai considerat greșit, pleacă. Și apartament mic are, al nostru e mult mai mare apartamentul. Ha? Ce nu înțelegi? Nu vrei să ieși de aici, zice Andrew. Asta am spus. De ce aș vrea să ies? Primesc mâncare gratuită și pot să mă joc jocuri toată ziua. Bă, understandable, sincer, chiar nu are de ce să iasă de aici. Trăiesc ca o regină, deși cred că trebuie să zică queen? Nu king? King e bărbat, mă rog, poate habar n-am. I hope this quarantine never ends. Sper să nu se termine niciodată carantina. Stai, stai așa. E chiar să aduc mâncare? Desigur. Orice doresc. Doar trebuie să le cer frumos. Ok, gen, le oferă ălora niște favoruri. Ashley. Du-te naiba, ieșiți afară. Sau de fapt duceți-vă naiba. Ok, deci pare că vecina noastră de aici este destul de frumoasă și cred că se duce gardienii ca să aducă mâncare. Ți-am dat eu permisiune să te duci acolo? Pleacă înainte să fac urât. Alright, alright, alright. Frigiderul e plin de mâncare. Alright. Ce naiba, aia a fost ceva. De ce noi suntem tratați atât de diferit? De ce eu nu am primit niciodată mâncare? Presupun că nu ești destul de drăguță. Actually, true. Crezi că e drăguță? Oh my god, here we go again. Deci sora noastră e îndrăgostită de noi, dar nu ca o soră. Deci, Alabama style. Crezi că e drăguță? Deja a făcut fața aia Ashley, gen, e un pic așa, hâzionule, e un pic nervoasă. Mă refer, nu e drăguță? Mă rog. E ok să o lăsăm acolo după ce ne-a văzut totuși? Probabil că nu, dar dacă te duci acolo și o ciopărțești, va țipa. Desigur că va țipa. Și apoi o să vină gardianul și ne împușcă. Îmi place că ei nu se mai gândesc la binele ei sau nu, pur și simplu se gândesc dacă vor fi prinși. Nu avem nicio speranță. Cred că cel mai bun lucru este să terminăm ritualul și să scăpăm de al doilea gardian. Dacă o putem duce pe femeia asta în camera cultistului, avem un suflet pe care să-l oferim, zice Ashley. Cum, Doamne iartă-mă, putem să o convingem pe femeia aia leneșă să plece din cameră? Hai doar să terminăm ritualul, habar n-am. Ok. Chiar crezi că nu sunt destul de drăguță? Haide. Deci atât de urâtă sunt încât nici n-ar trebui să primez mâncare? Poate... Ei au considerat că ar fi distractiv să se ia de tine. While I'm loitering around the house. Cât timp eu mirosesc timpul prin casă sau nu știu. Are sens. Poate că n-au vrut să-i dea ei mâncare, că eram și noi cu ea sau... Nu știu. 2XB, dar nu e X-ul pus. Nu știu ce înseamnă X-ul pe ușă. Hai și noi la etajul 4, presupun, yes. Nu s-a schimbat nimic pe aici, presupun. Hai să vedem cu nenea asta. Deci zice că tu verifici dacă gardianul are o armă, dar tot ce găsești e un walkie-talkie nefolositor. Nu știu, măcar o să auzim dacă ceilalți gardieni îl contactează pe ăsta. Și înseamnă că trebuie să fugim. Da, am dat-o în bară oricum. Dacă chemăm gardianul aici cu walkie-talkie-ul și folosim demonul să-i mănânce sufletul? Nu e o idee rea, de fapt. Două păsări cu o singură piatră. Deci o să intre cu pușca peste noi, cu pistolul. Ai dreptate. Lasă-mă să mă gândesc. Cât timp te gândești, eu o să pregătesc ritualul. Ce-mi trebuie? Deci, uitați-vă la fața fetei cât de fericită e că va face un ritual și omoară niște oameni. Adică ce se întâmplă cu jocul ăsta?
Nu mi-aduc aminte, hai să verificăm cartea. Trebuie să desenăm niște rune pe podea cu sânge. Niște inscripțiuni, nu știu cum să traduc runes. Not sure what the runes though. O să redesenez eu ce a făcut primul tip. Se pare că funcționează. Ei bine, nu știu de ce nu m-a dus creierul, pentru că eu mi-am imaginat că o să desenăm runele cu altceva, nu cu sângele lui. Și trebuia să ne băgăm mâna în sângele lui ca să putem să desenăm. Deci, da. N-am gândit-o prea departe pe asta. Am o idee. Hai să vorbim cu domnișoara noastră de sub noi. Să atragă gardianul sus. Cu walkie-talkie-ul. Și cum vom face să fac asta? Știi cum? Ok, hai să convingem. Nu, habar n-am, nu știu cum. Sau era altceva care trebuia să fie pregătit. Doar trebuie să aprindem lumânările și să pornim radioul. Dar cred că e mai bine să facem asta când a ajuns gardianul. Da, nu vrem să facem demonul să aștepte. Ce interesant la jocul ăsta e că habar nu am ce se întâmplă și ce se va întâmpla. Gen, cum o vom convinge pe femeia aia? O vom amenința cu cuțitul că tăiem bregățile? Vezi, sunt multe jocuri de genul ăsta care au povești interesante, dar știi, viewerii, adică oamenii nu prea se uită că e grafica ciudată. Deși trebuie să-i dai o șansă. Hai să vedem cum o convingem. Voi doi din nou. Scuze. Mai avem o chestie să te întrebăm. O ultimă chestie. Ce? Credeam că v-am explicat ce e de explicat. Și uite, bine, gata. Ce? Ce vrei? Dă-te jos de pe mine! Holy smokes! Vecinul de la 4 care suntem noi a luat o razna cu satârul direct. Tăiem beregățile. Cred că acum discutăm altfel cu ea. Ce se va întâmpla acum este că you will coo into this walkie-talkie. Nu știu ce înseamnă că vei vorbi în walkie-talkie ăsta. Ce? Spune-le că tu și prietenul lui vreți să vă distrați în camera 405. Nu înțeleg. Trebuie doar să înțelegi că îți vom tăia beregățile dacă nu ești drăguță sau dacă nu te comporți cum trebuie. Nu, te rog, voi face, îi zic orice. Vom vedea. Ok. Interesting. Apeși butonul de walkie-talkie de pornit. Bună, alo. Cine acolo? Zice Warden-ul. Bună, Dave, sunt eu. Ok. Unde este Malcolm? Zice gardianul. Malcolm e aici în camera mea, cu mine în 405. Ai dori să faci o vizită rapidă? O vizită rapidă, ha? Dacă vrei să te simți bine, ha. Well, I'm always up for a good time. Întotdeauna sunt pregătit pentru o vreme bună, nu știu cum să traduc. Dacă știi ce zic, ok. Pentru niște momente speciale, hai să traducem așa. Ce este în camera 405? Cred că nebunul ăla chiar a pregătit ceva. Nimic. Vin acum. Obrăjori dulci. Ai tăiat conversația. Bun. Hai să mergem. O las în pace acum. Ce crezi că va face? Nu fac nimic, promit. O țin eu liniștită până când e gata. Ce? Du-te odată, nemernico. Bine. Lui Ashley nu-i place că îl lasă pe Andrew cu fata. Singuri. Aproape am uitat, Lei, prinde asta. Îți aruncă ceva. Brichetă. Du-te repede și termină ritualul. Garrett, trebuie să prindem lumânările și să dăm drumul la radio. Ce trebuie să fac acum? Cum ar fi să omoare demonul pe Lei? Ceva e aici. Cine ești tu? Nu pot să văd. Tu-mi ceri numele, om. Ce oferi? Hopa, am mai văzut scena asta odată. Yikes, am dat-o în bară. Nu vreau să plătesc pentru numele lui.
La fix! Am ajuns! E destul de întuneric, hă? Și nu o fac cu melodia asta. Hai să... Șocat, gardianul pune mâna pe armă. Pe el! Îl ofer pe el! Ce? L-a grumăzit. Și ne și zice numele ea. Deci, cum e? Om cu suflet colorat cu zmoală. Îți ofer asta. Cred că se referă că e păcătoasă sau nu știu. Un obiect de neidentificat de mărime mică. Itemul acesta sau amuleta ce-o fi pentru un vis ocazional calei-voirant, calei-voient. Habar n-am ce înseamnă. Ca să scapi de belele din înaintea ta. Îți mulțumesc, iute. Ți-e râde și tocmai ce-a murit un om. Cred că entitatea aia ne-a dat, cred că clairvoyant sau nu știu, să observe în față, cred, nu sunt sigur, să prezică viitorul. Entitatea a plecat. Dar tu ești încă în viață. Mama era foarte pe aproape Ashley să fie mâncată. That all happened way too fast. S-a întâmplat prea rapid. Spre final, tot n-am aflat numele. Dar nici nu am cerut un favor. Mi-a dat... It just did whatever it... a făcut ce a vrut. Bă, cam ciudat, adică îi oferi un sacrificiu și nu-ți dă nimic în schimb din ce vrei tu, de random. Mă rog, mi-a dat ceva gunoi care era prin buzunarele lui. Dar măcar îngrijitorul, doamne, paznicul e mort. Deci, if I have even one clairvoyant, ce înseamnă mă ăsta? Clairvoyant. Clarvăzător. Clarvăzător. Nu mi-a spus despre asta și nu sunt clarvăzător. Clarvăzător. Deci, vedem în viitor. Decizi să nu mai pierzi timpul. Yes, you already knew that. Putem să-i luăm arma. Avem cheia de la etajul 2 și arma. Este timpul să îl împușcăm pe Andy. Glumesc. Da, nu cred că glumește, gen. Cred că o să împușc pe fată. Asta e clar genul de soră care, dacă ar face Andy ceva în neregulă cu vecina de sus, de jos, pardon, îi împușcă pe amândoi. Deci, I don't know. Hai să vedem ce, doamne iartă, mă fac ăștia. Bă, e grumăzită! Din păcate, planurile de a împușca creierii pe perete s-au dus. Corpul este deja, se odihnește în pat. Ce s-a întâmplat aici? A încercat să mă împuște cu o armă cu cuie. Cum, doamne, iartă-mă? Am crezut că o țineai pe loc. E bine, am lăsat-o. De ce? Ți-a luat ceva vreme și... I figured she wouldn't start anything. Credeam că nu o să facă nimic atât timp cât am arma mea în mână. Dar am învățat o lecție. Interesant. That you'd want to take your chances with that. Nu știu exact la ce se referă aici. Pentru niciun motiv. Ce? Ai zis că e drăguță. N-am încercat nimic cu ea. Iar eu aici eram curioasă de ce ai insistat să rămâi în urmă. Tu nu-ți dai seama că fata e moartă? Cred că ea face referință că Andrew ar fi vrut să facă ceva sexual cu asta, dar n-are niciun sens că a omorât-o. Du-te naiba, Ashley. Aproape am fost împușcat. Din cauza ta că ai lăsat-o să scape. Nu-mi vine să cred ce prost ești când vine vorba despre femei. Pentru ultima oară nu încercam să fac nimic cu ea. Și chiar dacă încercam, ce? E moartă. Ok, bine de știut. Urăsc când ești așa. Care e problema ta? De fiecare dată. De fiecare dată, într-adevăr. Floozy, nu știu ce înseamnă. I'm not celibate. Am mai zis cuvântul ăsta, dar nu știu ce înseamnă. Celibate. My priority right now is getting out of here. Your priority should be me. Prioritatea ta trebuie să fiu eu. What?
I'm not having this argument here of all places. Deci am început să certe random. Doar din cauza că era vecina drăguță. Nu, taci din gură. N-am făcut nimic cu vecina. Și tu vreau să ieși din viața mea amoroasă, Ashley. Gen, să nu se bage, habar n-am, cu ce iubite are Andrew sau ar putea să aibă. Ce ar trebui să însemne aia? Nu știu. Nu e ca și cum iubita mea m-a lăsat după ce te-ai luat de ea foarte tare sau ceva. Ce ți-a zis? Oh, ce poveste. Te-ai descurci mai bine fără... Loose-lipped like that. Cu o femeie care vorbește prea mult, să zicem. Deci chiar ai fost tu. Da. Tot ce am făcut a fost să scap de... Without a quitter for you. Nu știu ce înseamnă. Să te scap de ea sau să te scap de o pacoste. Cu plăcere. Și nu m-aș lua de nimeni. Dacă ai încetat să mă ignori când am nevoie de tine. Tu mereu ai nevoie de ceva. Bullshit crisis the moment I'm supposed to meet up with someone. Întotdeauna o iei razna când trebuie să mă întâlnesc cu cineva. I cannot as much as take a piss without you knowing. Deci nu pot să fac nimic fără să știi tu. Mamă, câta conversația a pornit. Nu mai contează că am omorât oameni dintr-un bloc și l-am mâncat și pe ăla. Contează că se ceartă ăștia pe temă de dragoste. And I bet you'd love it if I killed myself then. Oh my god, cred că ți-ar plăcea dacă m-aș adormi pe mine, să zicem. Unde a venit aia? Ce exemplu bun al... Just you, tu. Nu știu să traduc exact ce vor să zic aici. Cred că ea zice că s-ar bucura dacă și-ar încheia viața. Gen, Andrew se bucure. I'm right where you want me, huh? Sunt fix unde vrei să fiu. O voi face atunci, pentru tine. Aaaa, doar trolează, Ashley. Dă-te naiba, Andrew. Nu te prefă că eu sunt tipul rău aici, zice Ashley. Nu te-am făcut să faci niciodată nimic. Atunci răspundem la asta. If you'd have listened to what a word... Dacă ai ascultat ce am zis, de ce nu vrei să petreci timp cu mine, zice Ashley. N-am făcut nimic decât să petrec timp cu tine în ultimele 3 luni. Atunci de ce nu mai suntem prieteni? Bă, ce se întâmplă? Aia e moartă în pace, ăștia pur și simplu discută. Suntem doar... Uită, hai doar să plecăm. Doar ce? Doar să plecăm, nu, răspunde-mi. Ce voiai să zici? Atunci rămâi, plec eu. Nu, nu pleci. Ce atât de rău legat de mine? Am avut grijă de tine. Nu asta fac rudele? Sau frații? Doar încetează. Vorbește cu mine. Nu e vina mea. Nu ne-am încuiat eu aici. Nu eu l-am cocoșat pe cultist. Care dintre ei? Niciunul. Tu ai făcut-o. Și demonul. Este inocentă. N-am rănit niciun suflet. Desigur că nu. O faci pe mine să fac pentru tine. Nu te-am făcut să faci nimic, Andrew. Tu l-ai ciopărțit pe nemernic singur. Tu ai ales ce să faci. Îi face în ciuda acum. Și ghiși ce, Andy? Nu. You chose to lock? Ah, tu ai ales să o încui pe fata aia în cutie. Din episodul anterior, o fată unei fete îi plăcea de Andy și Ashley a venit cu ideea să o încuie într-o bucată, într-o cutie. Și acum cred că o să continue povestea și ne zice ce se întâmpla cu ea. Am încuiat-o peste noapte în cutie și ea nu putea să respire. Da, gen, știi care e faza? El a decis să o încuie, dar doar că ea îl împinge foarte tare de la spate să o facă. Where the effing cunt choked? Ha ha ha, cry yourself to sleep to that, Andy, my poor Andy. Unde nemernica, bine, aici sunt înjurături destul de urâte, s-a înnecat. Cred că a murit fata aia și n-a mai putut să respire, că avea azi. Deci, aia a venit din gura ta. Dar e adevărat, tu ai ales să o faci. Și mai ales pe mine. Mamă, full psihoză!
Tu m-ai ales pe mine, aici țipă foarte tare. You backpedaling freak of a brother. You chose me. Backpedaling e atunci când zici ceva și apoi vrei să retragi ce ai zis. Tu m-ai ales pe mine. Tu ai făcut, tu ai făcut. Sau tu m-ai ales, tu m-ai ales. Opa. A venit mâna. Sunt curios dacă o să scoată pistolul. Presupun că nu plecăm de aici împreună. N-o poți face. Aveți? Mereu îi dă bait Ashley. Îl provoacă maxim. Nu o să o facă, dar probabil dacă mai continuă povestea o să fie tot așa. Nu poți pentru că sunt singura cu care poți să vorbești. Când nu poți să dormi noaptea și nu mai faci față. Cred că se referă psihică, nu mai face față. Eu sunt singura care poate să facă asta să dispară. When you're the... Ah, nu, reason. When you're the reason I cannot sleep in the first place. Din cauza ta nu pot să dorm. Aș vrea să plec acum. Cu Andy. Sunt pregătită să plec. Go like... Did. Nu știu, să pleci ca și persoana respectivă, unde nume. Poate ca fata aia care eram chisă în cutie? Desigur că nu. Vreau să plec din apartamentul ăsta înainte să fim prinși. Cu tine, putem să plecăm? Doamne, acum s-a schimbat complet, Ashley. Și eu aș vrea să plecăm. Dar mă enervez prea tare. Mă uită la fața lui Andrew. Gen, full, no emotion, serial killer moment. Gata să ștranguleze orice. We go now and you'll just throw another fit later. Deci plecăm acum, dar vei face la fel mai târziu. Da, probabil voi face o asemenea scenă. Nu pot să, nu știu dacă pot să risc. Poate o să te închei aici și terminăm tot. Dar dacă vii cu un motiv bun să nu o fac, nu o voi face. Am zis deja. Sunt pastile de somn pentru asta. Ok, nu primesc nimic. Sau nu, nu am nimic de zis. But I'd like to go with you very much. Dar mi-ar plăcea să merg cu tine foarte mult. Dacă plănuiești să mă... să renunți la mine, atunci du-te naiba. Mamă, nu mă gândeam că o să stăm, cred că 50 minute la scena asta. If it's not going to be just the two of us, then forget it. Dacă nu suntem amândoi, atunci uită. Și respiră din greu. I don't give a shit about nu știu cine, I'm glad she choked. Cred că da, e referință la fata aia. Din cutie. Pe care am încuiat-o în cutie. Știu că tu ești. Nimeni nu știe că am fost noi. Ce contează? Dacă suntem împreună, te vei comporta frumos? Mă comport frumos dacă tu te comporți frumos. Nu așa funcționează? Habar n-am cu tine. Presupun că o să plecăm de aici. Misiunea noastră continuă. Cum am numit episodul acesta? Andy și... Ok, nu o să mai continuăm cu Andy. Ce? Spineless înseamnă că nu are coloană vertebrală? Dar nu știu exact dacă e vreo altă traducere mai bună. And I hate Lele like you wouldn't believe. O urăsc pe Lele, dar nu-ți vine să crezi. Ce? Mai bine rămâne și moare aici cu Andy. Ca tu și cu mine să plecăm. Ok. Nu știu ce înseamnă asta oricum. I like you. Îmi place de tine, dar ești foarte obositoare. Sunt învigorantă. Habar n-am dacă aia e traducerea. Invigorating. Revigorant, nu invigorant. Nu există cuvântul ăla. Revigorant. Mama, aici e full ora de engleză. Full traducere. Jocul ăsta era super mișto dacă era în română. Hai să plecăm și să nu mai revistăm conversația asta niciodată. Am cheile de la al doilea etaj și am și arma. Mă mir că nu m-ai împușcat. Poate mai târziu. Ha! Hai să plecăm de aici, Andrew. Doamne, doamne. Your happiness is immeasurable. Da, jocul ăsta o ia razna full. Mergem la etajul 2, aparent. Nu știu ce să mai zic de joc, sincer. Ești sincer, vă zic.
Un geam deschis, sari. Convinge-mă să nu, Andrew. Suntem doar la etajul 2. Nu vrei să riști cu așa ceva. E o frânghie, ceva pe care o să o folosim? Dacă folosim carpeta asta. Nu știu cum o să o cu ce o legăm. O ții tu cât timp eu cobor. Da, și după aia sar în brațele tale? N-ar funcționa? Poate dacă mă prinzi tu. Nu va funcționa. Trebuie să pregătim ceva, să țină covorul. Hai să o lăsăm la geam. Încuiat. Deci cred că trebuie să aducem alte iteme. You need something to secure the carpet with. Bă, aici nu știu sincer, real vorbind, ce-am putea lua. Got nail gun. Ia să ne ducem jos. Sau sus, unde era? Etajul 2. Trebuie să... Amândoi ați folosit arma de cuie și ați prins covorul de perete. Nu pare că am fi în siguranță cu asta. Trebuie să mai fie ceva. Eu o să încerc așa. Poate covorul îmi încetinește căderea? Presupun. Du-te tu prima. Eu sunt o doamnă, deci eu mă duc prima. Climb down very unladylike. Cobori unladylike, ok. Nu ca o doamnă, să zicem. Ia uite-ne, mă. Nu te mai urci la loc. Dacă am uitat ceva, e pierdut pentru totdeauna. Deci trebuie să-mi zici înainte. Ok. Ce facem acum? We'll skip town. Trece de oraș? Iese din oraș. Căutăm un restaurant bufet. Furăm identitatea cuiva ca să ne continuăm viețile. Și dacă nu venim în contact cu poliția, vom trăi o viață pașnică. N-am nicio idee ce facem. Hai la o locație de turiști. Să furăm buletinul cuiva. Apoi închiriem un apartament. Găsim de unde să lucrăm. Taci din gură. Să ne descurcăm noi, precum trolii. Îi mâncăm pe cei care nu plătesc prețul de a trece. Cum poți să râzi? Nu e amuzant. Totul a luat o raznă, cum să nu râzi? Hai să mergem cu autobuzul. Sunt fericită. Sunt fericit că am scăpat de acolo. Dar foarte aproape de un atac de panică. Mersi că ai întrebat. Nu ți-am zis, dar... Prietena sau prietenul pe care l-am chemat cât timp tu erai jos mi-a dat un cadou. Vreau să știu. Nu i-a zis lui Andrew de chestia aia cu viziunile. Am și uitat, da. Ar trebui să am viziuni ale viitorului cât timp dorm. Dar cine știe. Sper să ai. Ne va fi de folos. Să ne ferim de anumite obstacole sau nu știu. Ca să te poți relaxa. O să dorm cu ochii deschiși. Nu poți să pleci, ești blocat cu mine. Nimic nou sub soare. Ești completely stuck. Blocat complet. Habar n-am acum să iubesc amândoi, mai devreme să certau. You get on a toxic, you get on a bus and drive the hell out of here. Pleci cu autobuzul, v-am zis că e o relație toxică.
Sfârșitul episodului 1. Episodul 2, mormintele. Uhu, ok, ok. Episodul 2. My God. Ați terminat de mâncat, aparent. Consecințele acțiunilor voastre încă nu v-au prins din urmă, ceea ce e drăguț. Nimic interesant la ziar, ha? N-am terminat de citit. A trecut o săptămână. Șansele să fie ceva acum sunt... nu există. Lasă-mă să verific. Sunt plictisită. Cât putem să mai stăm aici? Nu mai avem bani. Tehnic nu am bani. I just cannot use it. Nu pot să folosesc banii fără să afle banca unde sunt sau... Deci nu avem bani. Nu știu de ce vor să-mi verifice buletinul de pentru fiecare lucru. Dar am vrut să stau la un hotel. De ce ai nevoie să știi cine sunt? Plătesc cash. Nu e ca și cum fug fără să le dau banii. A, motelul e în regulă. Asta e din America, motelul. E un hotel mai mic. Am auzit împușcături azi noapte. Sau erai tu? N-am împușcat nimic. Încă. Ce? Cred că mi-am lăsat arma în cameră. Habar n-am să traduc alea de acolo. Hai să ne întoarcem la motel înainte să... ne fure cineva arma. I-a zis că e nonșalantă, există cuvântul ăla, habar n-am ce înseamnă. Shopkeeper, are you... Căutați ceva specific, nu. Lăsați-mă în pace. Ai fost călcat de o mașină. Glumesc. Nu merge pe drum, prostule. Ok. Chilos pe jos. Ce se întâmplă, mă? Instrucțiuni pentru oamenii care vor să stea acasă. Hazmat workers will be sent to rescue people. Presupun că ar trebui să spăl astea. Reclaim your gun. Nu e arma ta oricum. E a gardianului. Vreau să verific dacă mai avem interacțiuni. Hei tu, nu ești plictisit să bei aceeași apă în fiecare zi? Ai auzit de Toxic Soda. Apă, dar mai groaznică. Cu trei arome. Groaznic, groaznic și groaznic. Nu știu de ce beau asta. Gata, cu plăcere. Bun, mersi. Sunt atât de drăguță. Ești norocos că mai ai pe mine. Da, da. Gătesc, curăț. Și sunt un festin pentru ochi. Gen că arată bine sau... Între timp ce faci tu? Te uiți la televizor. Cetează. Nu vei fi la știri, Andy. Here we go. Știam eu. Ce vei face? Mă vei sugruma din nou? Glumesc, glumesc. Doar glumesc. E doar un... e doar o poreclă. Încetează. E singurul lucru pe care te-am rugat. Este simbolic. Nu știu la ce mă așteptam. What more do you want? I'm being so good to you. Mă compor bine cu tine. Sau frumos cu tine. Eu văd că te comporți fix invers. Crezi că sunt atât de groaznică, ha? Chiar vrei să vezi cum e când mă comport urât? Aș putea să mă comport mult mai groaznic de atât. Vrei să-ți arăt? Doamne, ce expresii au caracterele! Uite la fața lui Ashley, doamne!
Ia să te vedem. Nu știu ce înseamnă asta. You're going to find me a lot less accommodating than Andy. Deci suntem și la ora de engleză aici. Presupun că așa învățam engleză. Adică în momentul în care nu știam să traduc ceva, traduceam. Care va fi mai puțin acomodativ decât Andy. Adică va fi mai rău decât Andy. Niște știri mai puțin importante, zice televizorul. Un apartament din carantină a avut o situație. A ars întreaga clădire. Toată lumea a murit. Un reprezentativ al companiei de apă este aici cu noi astăzi. Condoleanțele mele familiilor. Ia să vedem. Este trist că s-a întâmplat asta. Vă recomandăm să ne încercați Toxisoda. Oameni, mor oamenii și te fac reclamă. Ceva e în regulă cu microfonul. Cred că vă referiți să beți Bubbly Poply, care este sponsorul nostru. That was all for now, tune in again. Dar era apartamentul nostru, nu-i așa? Era. Într-adevăr. Am lăsat cuptorul pornind. A zis că toată lumea a murit. E minunat, nu-i așa? Ei vor crede că am murit și noi. Și toate dovezile noastre au fost incinerate. Bă, nu e ideea era să dea foc la toată clădirea? Vezi că n-a fost ideea rea. Mă gândesc la asta. Ți-am zis că va funcționa totul. Am rămas fără casă și n-avem niciun ban. Lucrurile se vor rezolva singure. Mă duc să dorm, noapte bună. Sunt curios că a zis că a trecut o săptămână și ceva de la episodul anterior și ea n-a avut nicio viziune până atunci, că n-a zis nimic. Cred că acum o să aibă prima viziune. Eu mai stau treaz puțin. Poate știrile de la noapte vor avea multe informații despre foc. Cum vrei. Adormi fără nicio grijă pe lume. Cineva a intrat în cameră. L-a omorât pe Andy. Hopa, negru mă-s pe amândoi. Mamă, moartea! Hopa. Cred că îl trezește. Trebuie să plecăm, trezește-te. Ha? Trezește, am avut o viziune. Vom fi omorâți. Trebuie să plecăm acum. We get out of here, brother. Mamă, viziunea aia a salvat-o, dar cine ar intra peste ei să-i omoare? Sunt curios, oare nu ne ascundem după un copac ceva să vedem dacă chiar vine cineva? A putrid stench și că vine un miros urât de aici. Sau ne ascundem? Nu. Cred că plecăm în full. Vrei să vezi dacă ucigașul chiar apare? Și am meritat să fiu ucis în somn. Nu știu în ce direcție va veni. Sau din ce direcție va veni. Va veni, sunt sigură. Stai acolo și aștepți, și aștepți, și aștepți. Și a prins a patra țigară, Andrew. Dacă nu vine, interesant, nu știu dacă viziunea era pe short term sau long term. Dacă vine peste câteva zile, de exemplu. Încă una. Irosești banii. Sunt plictisit și mi-e frig. Prostia de țigară îți strică circulația sângelui. Ok, mi-a ajuns. Am crezut că ne ascundem. Liniște! Opa! Ăla era! It wasn't the guy who you're expecting to come slit your throat. Nu era ăla, cică. Dar arăta foarte familiar. Nu l-am mâncat pe tipul ăla? Nu spune asta. Nu l-am tăiat pe tipul ăla și l-am băgat în congelator? Să-l urmărim? Vreau să văd dacă viziunea mea e adevărată sau nu. Nu trebuie să fim amândoi aici. You really don't want to stand here alone in the middle of the night. But you're curious about the cultist look-alike is up to. Arăta ca un cultist, la aia se referă, acum am prins.
Ok, dar întoarce-te. Mă, bă, you are Andrew, să despart ăștia, fii atent. Despărțirea oficială, pa. Am uitat că pe shift pot să alerg. Mamă, petrecerea cultiștilor. Cultistul, stai. Ține ușa. Fugiți. Liftul pleacă până când al treilea cultist poate să urce. Să vă ia naiba nemernicilor. Gunoaie. Doar pentru staff. Reciclare. Passcode. Unemployment office. 1 blank. Minus 1. Clubul 6FU. 2. Unemployment office. 1 blank. Nu știu ce înseamnă asta. Aici au hainele de cultiști. Este puțin. Nu, no, trebuie să mă prind de codul ăla, cred. Ai văzut pe unde s-a dus? Pe alee, da, trebuie să mă prind de codul ăla. A, mă, și nu înțeleg. A, uite, mă. A, scrie pe perete, mă, 666. Sau? LOL. Nu știu de ce credeam că o să fie alt cod. Credeam că e ceva din ce scrie acolo, dar nu m-a lăsat să văd iar. Ha? Cine te-a lăsat să intri? Cine te-a invitat pe tine? Nu ești îmbrăcat cum trebuie. Scuze, nu știam că este un dress code. Du-te și lovește pietre. Deci ei chiar invită pe oricine. That just means Six Eyes is getting popular. We should be glad. Deci vecinul nostru face parte din clubul ăstora. Sunt departe de casă. Poate să adună în locații multiple. Ei pot să aducă demoni. Să spawneze, sumoneze. Vecinul nostru a reușit, dar... Da, trebuie să mă fac rost de hainele alea. Și nu știu de unde. De aici, 100% de închis. Trebuie să dacă ne zice ea ceva. Am vrut să verific dacă ești încă în viață. N-a apărut nimeni. Poate ai avut un coșmar. Asta a fost primul. Am doar coșmaruri. Nu știu cum să intru acolo. Mi-au zis să dispar. Am nevoie de o țigară. Du-te în altă parte. Ok, ok. Ne întoarcem. Încuiat. Ce-mi pasă de clownii ăia? Ok, you're done with your smoke, you'll just call it quits. S-a apucat de fumat iar, nu știu ce. Așa, oprești țigara și este o cheie pe jos. Cheie de angajat. Grab a set of paper you have under your eyes on. Plin de prăjitură. Partea de... E ca o petrecere, exact. Crumpled note. Nu mai mâncați mâncarea animalelor. O notiță. Cine a mâncat caserola? O să vă servesc căpățâna pe o farfurie. Viața de la birou. Numere butoanele fără un card. Ce-i cu prăjiturile? It's a bit late for a work meeting. Vine cineva cu liftul. Two trips, două călătorii. A luat un card cu el. Removed paper cups from the ăla. From the cart, you could certainly squeeze yourself into the cart. But you'd also be seen instantly. Pe și luăm ăstea. You get the curtain. You wrap yourself. Aha, deci mă ascund aici jos și ne ia cu el. Fură din tort.
Zici că e destul de bun. De ce e atât de greu față de celelalte? Poate să fie greutatea păcatelor mele. Mamă! Nimeni nu trebuie să știe. Este între mine și drăgușorul. Mamă, fii atent, ăștia stau pe cercuri. Am ratat și... nu pot să văd nimic de aici. Oh my god! Toată lumea, pregătim ritualul. Știu că sunteți nerăbdători pentru cafeaua gratuită, dar și important prima oară. Hai, toți împreună. Arată-te, zeu necunoscut. Mamă, e distractiv! Arată-te, zeu necunoscut. Nimic nu se va arăta. Uitați, uite-te la amatorii ăștia. Eu și cu Ashley le-am sunat din prima. Nu e un lucru bun. Este azi cu noi zeul necunoscut, dar doar în spirit. Nu vrea să se arate. Cineva a furat din prăjitură, nu știu cine. Putem să mâncăm? Da, mâncați. Hopa! Scuze, am vărsat cafea pe hainele mele și nu le mai am. Acum că... ce scria? Acum că ai aflat răspunsul, ți-a dat de Ashley sau nu am văzut? Deci suntem la petrecere cu toată lumea. Sunt faimos, zice cultistul ăsta. She began singing, a început să cânte. E timpul să plec de aici. Mă, ce se întâmplă cu petrecerea asta? Cineva nu are hainele pe el. Nu știu exact ce am de făcut. Cred că nu au lumânările puse cum trebuie sau... aaa, putem să mă duc pe acolo. Nu ți-am zis să pleci? Cum a mers? Au reușit să-l sumoneze? Nu. Strici tot vibe-ul. Nu poți să fii îmbrăcat așa. Toată ideea e că noi nu știm cine-i cine. Cred că ai dreptate. O să plec. Bun. Să nu se mai întâmple odată. Noapte bună. Ok, deci trebuie să cumpărăm costumul de la magazin, cred că mâine. Gata, e terminat? Da, deci aparent e un club de cultiști. Unde sunt toți împreună acolo ca să apară demoni. Dar nu pot să cheme niciun demon. N-a apărut aici nimic. Nu înțeleg, am avut o viziune, cu siguranță. Auzi o mașină. Hopa, el e tipul din visele mele. Hopa, el chiar a intrat la noi în cameră. Chiar credeai că mă înșel? De unde are cheia? Ar trebui doar să plecăm? Mâine oricum era ultima noastră zi. Trebuia să plecăm mâine dimineață. Lucrurile noastre încă sunt acolo. Am vândut cam tot. Și pot să trăiesc fără lenjerie, fără haine sau ce mai aveau. Nu putem să irosim banii ca să cumpărăm haine noi. Nu o să meriți viața ca să-ți iei tu șosetele. Zice, nu știu ce de sutien. Nu sunt interesat. Nu știu nimic de belele mele. Trebuie să-l cocoșăm pe băiatul ăla. Asta nu e un jaf. This is no random burglary. He specifically after us. E după noi pentru un motiv. He tracked us down, so even if we run away now, he won't keep coming. Zice că o să ne urmărească chiar dacă plecăm. De ce încă e în cameră? Și măcar nu suntem acolo. Dacă eram în locul lui, m-aș gândi că am plecat noi să ne luăm niște mâncare. Și că o să ne întoarcem. Și ne așteaptă. Vrea să facă asta fără zgomot. Se ascunde undeva. Și ne așteaptă să ne culcăm. Exact ca în viziunea mea. Și știe asta cum. El folosește un cuțit. Ai încredere în mine doar. Your question not why she's thought about such things. Enough dilly-dallying, let's get in there and pretend we forgot something.
Hai să ne ducem acolo și să ne prefacem că am uitat ceva. Și apoi îl scoatem noi afară. Și apoi ce? Trebuie să întrebi? Hai să vedem show-ul. Domnule criminal, intrăm! Lasă asta în mâinile mele. Trebuie să fie cea mai stupidă chestie pe care am făcut-o. I think shooting fireworks indoors was dumber. Cred că să dăm cu artificii în casă a fost o idee mai proastă. Dar doar opinia mea. Și a fost ideea ta. Aveam 12 ani, trebuie să mă oprești. Tași din gură și fă ce zic eu. Tu ești Ashley. Alright. Înseamnă că sunt pur și simplu full nebun. Încă n-a venit nimeni să te ucidă. Oh, Doamne, Andrew! Tocmai ce am realizat plimbarea noastră de noapte la magazin m-a obosit foarte tare. Let us return to the gas stop at once. Nu știu ce înseamnă asta. Hai să... zice să ne ducem la benzinărie și apoi să mergem prin parc. How does that sound, huh? Sună oribil, hai să mergem. Nu atât de repede. Lasă-mă să-mi iau lucrurile prima dată. Am realizat că nu am încredere în stafful de aici. Given that you're about to roam about with a hitman around, would you like to save the game? Deci cred că urmează să ne cocoșeze ăsta garavgen. Alright. Deci el se ascunde aici, most likely. Boing. Mi-a dat bucata. Felicitări, l-ai găsit și ai murit, care e cea mai bună parte. Andrew doesn't fare much better. Given his romantic streak, he probably didn't want to live without you anyway. I bet you'd be happy about that if you aren't too fucking dead to feel anything. Hitmanul câștigă final. Deci, bad ending, boys. Lumea e mult mai bună fără voi. Nu prea am înțeles, genul omoară Hitmanul și pe Andrew. Sau? Nu știu exact ce vrea să facă Ashley. Holding the door open for me, are we? What a gentleman. Just letting you some fresh air and the sounds to the city. Hurry up and get your things ready. I already did. Și că am luat tot. Păi ce facem acum? Mergem în parc, mă. Cred că vine ăla după noi. Vine după noi sau nu? Nu știu. Eu m-am gândit că vine. Hai să... Ne ducem la un colț pe care sărim pe el. Ce colț? Copacul ăsta o să ne ascundă. Ce facem dacă stă la motel? Atunci o să plecăm. O să facem rost de ochi în spatele capului. Ca să ne uităm. Gen, ca și cum ăsta ar veni după noi oricând. I-a dat pistolul. Mă faci pe mine să o fac din nou. Tipul are doar un pistol, mă descurc. Cred că vine. N-am tras niciodată cu arma. Cred că s-a oprit. N-aud nimic. You cannot ambush a killer. That's waiting to ambush you. Da, am înțeles. De ce o să fie bait-ul și trage Andrew? Am șoptit prea tare? N-ar trebui să ne vadă. Oh, you dirty boy. No, we cannot do it here. Nu putem să facem aici, zice Ashley. Off I go. Come on and find me. Du-te și găsește-mă. Nu vreau. Nu știu cum funcționează chestia asta. Pute uita. You are Andrew. Nu știu că ați v-ați ascuns elea. Un ucigaș și Ashley. The fuck se întâmplă? Ești tu. Ce faci? Nu m-ai găsit. Continuă să cauți. Vrei să mori?
Dacă sare pe tine, pleacă, pleacă. Nu e nimic. Ha. They were all close but couldn't quite land the amazing, nu știu ce înseamnă. Mă, eu trebuie să-l găsesc pe ăla sau ce se întâmplă? Hopa! Shoot! Hai să-l împușcăm. E mort? Bravo! Ashley-și ia arma la loc. Știam eu că poți să o faci. Deci Ashley ne pune pe noi să facem totul. Nu e timpul să discutăm. Hai să plecăm până când vede cine ce s-a întâmplat. Îi împușcăm și pe ei. Să nu crezi că avem mereu atâta noroc. Și ce-a fost aia? Tu ai fugit de nicăieri. Aveai nevoie de o scuză ca să cauți prin tufișuri. Iar el credea că tu mă cauți pe mine. Și aștepta să te omoare. Nu știa că tu ai o armă. Și că îl împuști. Sunt un geniu. And what if he was in the bush you ran off to? Și dacă era în tufișul în care tu fugeai? E bine, nu era. Nu te mai plânge, a funcționat. Zi-mi și mie data viitoare când vii cu un plan de ăsta. Ca să te opresc. You are Ashley. Deci ne întoarcem la apartament? Sau ia stai puțin, putem să-l examinăm pe ăla? Îl lăsăm aici? Nu ne-a văzut nimeni că am făcut-o, deci... Și are cuțite cu el. Clar e criminal. Poate polițiștii... Se vor gândi că prietenii lui ei au făcut-o. Da, lasă-ți amprentele pe el. Cred că v-ai zice altceva. Nu ți s-au luat niciodată amprentele, deci nu știu de tine. Pentru carnetul meu de șofat. Atunci e bine că eu umblu la corpul ăsta. Deci Andrew știe să conducă. Nu înțeleg. Îi lăsăm corpul, dar fugim cu mașina lui, gen what? This is an envelope, various papers inside. The most notable reads. Găsi niște hârtii. Dragă domnule, mașină de spălat. Suntem recunoscători că ne-ați acceptat nu știu ce. Că vă oferim serviciile. We've included free samples of all the new soda flavors from our sister company. Noi suntem laundry. Take the car and go. Unde mergem? Poți să elaborezi? Plecăm undeva, nu? Nu e bine să plecăm cu mașină furată. Abia avem bani. Îți intră tot ce zic pe ureche și pe cealaltă? Nu o să mai vorbim niciodată cu cineva pe care cunoaștem. Că Ashley zicea să mergem la mama... Noastră, did I say squat about talking to her? Hai să jefuim. Credeam că are ceva avere. Nu poate să vândă bijuteriile. Ea nu poate, dar eu pot. Da, nu putem să mergem acolo, de ce? We've got pursuers or something. Sunt oamenii pe urmele noastre. Cel care te urmărește doarme în parc acum, Andy. Think you're anywhere near important enough to for someone to hire two. Crezi că ești așa important să angajeze cineva doi oameni după tine? Ei cred că vor crede că tipul ăla ne-a aranjat. Mai bine sunt foarte atent decât mort. O să ne grăbim. Rob them, kill them and get out. Doamne, și-și omoră părinții. So now you want to kill our parents? Trebuie să ne omorâm părinții?
Just said we cannot talk to them. Ai zis că nu putem să vorbim cu ei. Deci îi cocoșăm. Sunt prea obosit pentru asta. Atunci doar îi jefuim. Cât timp sunt la muncă. Luăm niște bani și plecăm. Ok. Unde trăiesc ei acum? Știu locul, dar nu mi-aduc aminte adresa. Ți-a zis adresa? Da. Mie doar ce mi-a zis să nu mai sun. Se aștepta să-ți zic eu. Nu prea te-ai descurcat. Iartă-mă, Ashley. Nu părea o informație relevantă atunci. Doar condu. N-am mai condus o mașină de 2 ani. O să fim în regulă? Nu mă distrage cât timp conduc. Na, mă. Picioarele pe podea. Nici măcar nu e mașina ta. Pune centura. Grăbește-te. Fă-mă să nu știu ce. Vrei să jefuim sau nu? Am zis fă-mă, Andy. Ok, ce vrei? Deja mă enervezi. E doar o glumă. Știu că nu e o glumă. Te enervezi așa repede, e amuzant. Ai mai făcut așa înainte, Ashley. Nu știu la ce te referi. Tu îmi tot zici Andy, Andy, până când obosesc să te corectez. Și apoi deodată este Andy și Lay-Lay. Și nu știu ce porcărie. Din nou. Eu doar glumeam. Atunci nu e amuzant și oprește-te. Nu ți se mai pare nimic amuzant. Conduci sau ce faci? Nu vreau să ne băgăm în belele. E interesant că ei sunt doar niște copii, uneori, altor nu mai sunt copii, pur și simplu ci tot ce prind. Doar condu. Ești nervoasă? Eu doar vreau să am grijă de noi. Condu, Andy. Și în sfârșit conduce. Și o să-i ofer lui Andrew tratamentul silențios, până când își cere scuze. Nu știi pentru ce trebuie să-și ceră scuze, dar nu o să-l ierți până când nu o face. Pretty much. Tu adormi. Ce naiba. Ești sigură că dormi. Dar în același timp ești trează. Well, 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 boys. Cred că ne-am jucat destul pe ziua de astăzi, așa că dacă vreți să mai facem și partea a treia, like-ul ăla blană și vedem în funcție de susținerea voastră dacă mai continuăm sau nu. Sunt nerăbdător să văd ce se mai întâmplă, ce nu se mai întâmplă. Cred că suntem cam pe la jumătatea jocului, peste jumătate, deci cred că episodul următor e și finalul. Interesantă poveste. Cred că o să se întâmple ceva cu ei acolo la casa părinților, nu cred că fură și fug. Să vedem, să vedem. Dacă v-a plăcut, like și ne vedem la viitoare. Pa!